Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom termina broasca cestoasă pe care am început-o această săptămână. Vom continua să lucrăm părțile componente, după care vom forma bruscuța. Astăzi vom folosi din nou firul Bravo de culoare albă, de culoare nude și firul Bravo de culoare verde. Cu acestea vom lucra părțile importante. Apoi vom avea nevoie de o bucățică mică de melană, vom avea nevoie de o pereche de ochișori. Ochișorii mei au o dimensiune de 1,5 cm. Voi folosi sprâncenele cumpărate din magazin, la fel ca și ochișorii. Dumneavoastră, dacă aveți ochișori cu de siguranță, cu atât mai bine îi puteți folosi. Vom avea nevoie de lipiciul lichid, pe care îl folosesc foarte mult în lucrările mele. Vom avea nevoie de acele de siguranță, după care vom folosi un cartonaș sau o bucățică de plastic. Aceasta va trebui să aibă un diametru de 7 cm, după cum vedeți, pentru că pe ea vom forma suportul bruscuței. Apoi voi folosi această danteluță, care are o lățime de aproximativ 2,5 cm, 3 cm, cam așa. Danteluța o puteți folosi culoarea care doriți dumneavoastră. Vom avea nevoie de un ac cu ață în ton cu danteluța. Vom avea nevoie de acul cu gaură groasă pentru cusut lână și de un ac mai gros cu o gaură tot destul de groasă încât să putem pune firul foarfece, firul despărțitor și, nu în ultimul rând, croșetul. Voi folosi ca până acum croșetul cu numărul 2. Am schimbat modul de filmare, sper ca așa să puteți vedea mai bine modul în care eu voi lucra și vom începe. Vom începe prin a lucra codița bruscuței. Pentru aceasta vom forma cercul magic în care voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Sper că așa veți vedea mult mai bine și vom începe. 1, al doilea, voi face acest tutorial să-l pot urca duminică pe canalul de YouTube. Voi închide cu piciorușa alunecat, așa cum închidem de obicei. Iar acum vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Și astfel, când vom ajunge la capătul rândului, vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Din nou, un picioruș scurt, urmat de o mulțire, un picioruș scurt. Iar aici voi face ultima mulțire. Acum am obținut un număr de 9 piciorușe scurte.
Vom schimba firul de spărgător, după care vom lucra două piciorușe scurte. În cel de-al treilea vom face o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu 12 piciorușe scurte. Deci din nou 1, cel de-al doilea, o mulțire, din nou două piciorușe scurte, și ultima mulțire, am obținut un număr de 12 piciorușe scurte, iar acum vom face un rând de 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, nu uitați să întoarceți lucrul în felul acesta. Vom continua făcând un rând de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2. Iar în cel de-al patrulea vom face o mulțire, astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am obținut cele 15 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 15 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește. Nu vom face nicio mulțire. Vom lucra totul așa cum e. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului din nou cu aceleași 15 piciorușe scurte. Sper că acest mod de a firma să vă fie mult mai ușor. Voi vedea din comentariile dumneavoastră pentru că foarte multe unele dintre persoanele care s-au abonat pe canalul de YouTube nu agreiau acel mod în care filmam la început. Oricum, dumneavoastră o să-mi scrieți în comentarii dacă este mai bine așa sau trebuie să mă întorc la vechiul mod. Am terminat și acest rând. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3, 4, iar în cel de-al cincilea voi face o mulțire și lucrând astfel până la capătul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 18 piciorușe scurte după ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Acum vom lucra două rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci, de două ori vom lucra același număr de piciorușe. Noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am încheiat cele două rânduri de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4,
după care vom face o scădere și, lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, ne vom întoarce din nou la un număr de 15 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 15 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 și cel de-al 15-lea picioruș scurt. Acum vom scădea din nou. Vom lucra 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Și la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. 3 piciorușe scurte, acum voi face o scădere și vom continua astfel. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cele 12 piciorușe scurte. Am obținut cele 12 piciorușe scurte, iar acum vom face două rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri pentru a încheia codița. Am ajuns la capătul celor două rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Vom pune un pic de melană înăuntru, nu foarte multă, și vom fixa în modul în care aici la capăt să ne rămână gol, să nu fie plină până la capăt. Iar acum vom închide cu croșetul, vom închide lucrul. Lucrăm cu piciorușe scurte, prinzând și de o parte și de cealaltă. Sper foarte mult că acest mod nou de a filma să vă mulțumească, să puteți vedea mai bine ceea ce lucrez. Acum voi scurta firul, voi lăsa o bucățică mai lungă pentru că voi avea nevoie să cos și voi închide lucrarea. Deci, cu codița am terminat partea lucrării cu culoare nude. Acum, așa cum vă spuneam, avem nevoie de acest cartonaș. Acesta va forma suportul pentru doblecerul nostru, însă trebuie să-l îmbrăcăm. De aceea vom face ca un mic mileu care va masca acel cartonaș și vom începe lucrând în cercul magic. Vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5,
mă închide cercul magic cu piciorul și alunecat. Vom pune firul despărțitor, iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra două piciorușe scurte, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom lucra din nou rândul următor. În fiecare ochi, o mulțire. Deci, în corespondența fiecărui dintre cele 12 piciorușe scurte, noi vom lucra două piciorușe scurte, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, așa cum vă spuneam, vor fi un număr de 24 piciorușe scurte. Rândul următor vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire, din nou un picioruș scurt, urmat de o altă înmulțire. Și lucrând astfel, până la capătul rândului, vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Deci vor fi un număr de 36 piciorușe scurte. Am obținut cele 36 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 36 piciorușe scurte. Și vom lucra fiecare ochi așa cum se găsește. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând două piciorușe scurte. Unu și cel de-al doilea. După care vom face o mulțire. Și astfel, la capătul acestui nou rând, ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Două piciorușe scurte, iar în al treilea o mulțire. Vom continua astfel. Ne vom întâlni la capătul rândului cu 48 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând următorul rând, fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci, vom avea un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu cele 48 de piciorușe scurte. Și vom continua lucrarea. Și ne întâlnim la capătul rândului. Următorul rând vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea vom face o mulțire. Lucrând în acest mod, pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 60 de piciorușe scurte. 2, 3, urmat de o înmulțire. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu 60 de piciorușe scurte. Vom continua următorul rând, lucrând 60 de piciorușe scurte. Vreau să mă scuzați, mă exprim uneori mai greu, pentru că am deja gura uscată. Trebuie să mă opresc să beau un pic de apă, dar trebuie să merg jos și deranjez bătrână. Deci vom lucra aceste 60 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând.
Vom continua următorul rând lucrând un număr de 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 În cel de-al cincilea vom face o mulțire și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului vom obține un număr de 72 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am obținut cele 72 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, acum vom lucra un rând de 72 piciorușe scurte. Deci vom lucra picioruș cu picioruș așa cum se găsește. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând, cu care cred că vom încheia nivelul care va veni de desubt. Am ajuns la capătul rândului cu cele 72 piciorușe scurte, iar acum am scurtat firul și l-am lăsat mai lung, după cum vedeți, și am încheiat lucrarea. Acest fir va rămâne aici de desubt. Acum, acești doi dovlecei, eu le-am unit între ele cu un fir de ață. Am intrat în mijloc și le-am cusut una de cealaltă, după cum puteți vedea. Ceea ce va urma va fi să fixăm pe fundul dovlecelului cartonașul, după care vom coase mileoașul pe care l-am făcut. Acesta va fi suportul pentru broasca testoasă. Aici de desubt am fixat cartonașul, după cum vedeți am pus ace de siguranță și cu acul gros, cu gaura groasă, voi coase de jur împrejur acest mileoaș. Astfel vom da stabilitate lucrării. Îl coase în felul acesta. În același mod veți proceda și dumneavoastră. Eu voi întrerupe filmarea până când voi termina de cusut. Apoi vom continua. După cum vedeți, prin de o parte și de cealaltă și la acesta vom merge înainte. Ne întâlnim când terminăm de cusut. După cum vedeți, mă apropii de sfârșitul acestei noi părți de lucrare. Termin de fixat suportul. Și apoi vom continua să unim părțile componente. Așa cum v-am spus, este ca un puzzle pe care încet încet trebuie să-l formăm. Deci am ajuns la capătul rândului. Aici voi coase bine să nu se desfacă. Felul acesta voi face un alt nod. Voi ascunde firul undeva de desubt, să
mă se vadă, după care vom scurta firul. Să facem felul acesta. Lucrarea în sine nu este chiar atât de grea. Eu, după cum vedeți, nu am respectat tutorialul doamnei, pentru că, așa cum vă spuneam, copyright-ul este sancționat de către YouTube. De multe ori nici nu poți să încarci tutorialele care nu ți aparțin. De aceea eu am făcut modificările mele, am lucrat în modul meu. De acum, ceea ce urmează este să atașăm căpușorul. Căpușorul care, după cum vedeți, este destul de mare, comparativ cu toată lucrarea. Însă veți vedea că totul va fi perfect. Acum eu voi pregăti acul pentru a atașa căpușorul. Am pregătit acul și voi începe să, după cum vedeți, căpușorul trebuie să fie sprijinit de dovlecei. Voi începe să unesc această parte, deci gâtul, de mileul pe care l-am atașat aici ca și suport. Îl vom coase în felul acesta. Sper foarte mult să vă satisfacă acest nou mod de a filma. Am experimentat în toate modurile. În curând voi avea și o consulență cu o asistentă de la YouTube pentru modul în care pot să-mi fac canalul de YouTube mult mai performant. Acum voi continua să cos atât de o parte cât și de cealaltă gâtul broaștei, bruscuței testoase. Și voi intra din nou cu firul. Îl coase, atașând de dovlecel. Aceasta îmi va lua un pic de timp, însă, după cum vedeți, deja încet lucrarea începe să prindă formă și trebuie să vă spun și eu sunt curioasă să văd rezultatul final, pentru că, așa cum vă spuneam, nu vreau să fie exact copia fidelă a originalului pe care l-a creat doamna respectivă. V-am spus, este un tutorial pe care l-am lucrat ca răspuns a unei provocări. Deci eu voi continua să cos, vom coase, atașând de o parte și de cealaltă căpușorul de dovlecei. După cum vedeți, am terminat și această parte a lucrării. Am atașat capul broscuței de dovlecei. Acum, vedeți, are stabilitate. Partea următoare va fi să aplicăm danteluța de jur împrejur. Așa cum v-am spus, danteluța mea are o lățime de aproximativ
2 centimetri și jumătate, 3, și voi începe să o atașez în felul acesta. Vă voi arăta acum și apoi vom lucra singure. Am pus firul în două, ați văzut, și apoi voi începe. De jur împrejur. Voi face câțiva crețișori în felul acesta. Voi intra cu acul în danteluță de câteva ori, după care voi coase de mileoașul care este ca suport. Coase cât mai des pentru a-i da o formă frumoasă. Vedeți? Vom continua în felul acesta de jur împrejur. Eu sper foarte mult că vedeți. Sunt preocupată de modul în care se vede ceea ce lucrez. În felul acesta vom lucra de jur împrejur și vom forma acești crețișori. Noi ne vom întâlni la capătul rândului când vom termina de atașat toată această danteluță. Acum n-aș putea să vă spun cu exactitate câți metri de dantelă va fi nevoie. În funcție de cât de totul va decurge în funcție de cât de des veți atașa dantela de suport. Noi ne întâlnim când vom termina de cusut și danteluța. După cum vedeți, mă apropii și de sfârșitul acestei părți a lucrării. Voi face acum ultimele falduri, ultimele încrețituri. Și încet, încet, cu pași mici, ne apropiem de sfârșitul acestei lucrări. Dacă veți auzi ceva sunete suspecte, să nu vă preocupați, este bătrâna care doarme. După cum știți, eu cea mai mare parte dintre lucrări le execut noaptea, pentru că ziua lucrez și de aceea uneori poate veți auzi cum tușește sau uneori vorbește în somn. În sfârșit, fiecare cu modul lui. Am ajuns la capăt, voi face aici ultima porțiune și cu aceasta voi încheia și această parte.
a lucrării, Dantevuța. Cu foarfecul. Apoi voi coarse totul aici, dedesubt. Iată că o nouă parte a lucrării noastre este terminată. Acum voi întoarce lucrarea și veți vedea ceea ce am obținut. Aceasta este ceea ce am obținut până acum. Acesta. Acum voi fixa cu ace cu gămălie, voi fixa piciorușele, codița și le vom coase și pe acelea. Prima le voi fixa, apoi le vom coase. După cum vedeți, am fixat cu ace cu gămălie toate părțile componente, piciorușele și codița. Acum le voi coase, vor fi cusute din nou de același mileu care face suportul întregii lucrări și în felul acesta vom continua lucrarea noastră. Încet, cu răbdare, vom ajunge și la capătul acestei lucrări, acestui nou proiect, acestei sfide care mi-a fost făcută. Acesta, sper că va fi pe placul dumneavoastră. Sper că nu voi avea multe critici, dar oricum criticile sunt constructive. Deci am atașat codița și în felul acesta voi continua lucrând pentru a atașa și celelalte părți componente, piciorușele. Noi ne vom întâlni când voi termina totul de cusut și vom continua cu lucrarea. Voi ascunde firul aici, dedesubt. În același timp voi da și stabilitate lucrării. După cum vedeți, voi scurta firul și voi trece mai departe să cos piciorușele. Trebuie să fiți atente, să fixați piciorușele în mod corect. Codița este exact în cusută în corespondența gâtului, după cum vedeți, iar piciorușele în modul în care să se observe bine. Noi ne întâlnim la capătul lucrării. După cum vedeți, am terminat de cusut codița și piciorușele bruscuței. Eu cred că se aranjează.
aranjează destul de frumos, are stabilitate, nu se răstoarnă. Dacă vă amintiți, am făcut codița dobleacului, la care am cusut cărlionții pe care am învățat să-i facem. Și acum, cu lipiciul lichid, eu voi atașa aici codița doblecelului. Voi pune în partea din spate și voi aranja în modul în care să-i dea un aspect cât mai plăcut. Voi pune lipiciul lichid direct pe codiță. În felul acesta. Și apoi o voi lipi. Ține un pic apăsat pentru că ea se va lipi repede și încet încet ne îndreptăm către sfârșitul acestei lucrări. Uitați-vă cum se prezintă. Acesta. Acum, ceea ce va urma să facem va fi să ne ocupăm de capul bruscuței. Pentru aceasta, eu m-am gândit foarte mult la pălăriuța pe care trebuie să-i o punem. Nu vreau să fac pălăriuța doamnei. De aceea eu voi face un alt tip de pălăriuță și voi începe în cercul magic, voi face pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț. Unu, al doilea și al treilea. Acesta va ține locul unui picioruș dublu, după care voi lua firul pe croșet și voi continua făcând un număr de 14 piciorușe duble. Iar cu acest primul cu care am început, vor fi un total de 15 piciorușe duble. Deci, în cercul magic vom face 15 piciorușe duble. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 15 piciorușe și vom continua cu pălăriuța. Am lucrat cele 15 piciorușe duble, voi închide cercul magic, voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi continua lucrând un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și în corespondența aceluiași picioruș voi face un al doilea picioruș dublu. După care vom trece la următorul picioruș dublu, în interiorul căruia vom lucra 2 piciorușe duble. Deci vom dubla în corespondența fiecărui picioruș, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe duble. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am obținut cele 30 de piciorușe duble, vom închide ca de obicei în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, după care mă voi deplasa în următorul picioruș dublu, unde voi lucra o mulțire. Deci voi face un număr de 2 ochiuri de lanț, de 2 piciorușe duble, scuzați. Apoi în cel de-al treilea picioruș voi face doar un singur picioruș dublu,
În cel de-al patrulea voi face o înmulțire. Voi lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 45 de piciorușe duble. Ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Am obținut cele 45 de piciorușe duble. Voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, după care voi face un ochi de lanț și voi continua lucrând. În corespondența fiecărui picioruș dublu voi face un picioruș scurt. Și vom executa în total un număr de 4 rânduri de piciorușe scurte. Deci, de jur împrejur vom face 4 rânduri de câte 45 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 4 rânduri, după care vom continua cu pălăriuța. Am terminat de lucrat cele 4 rânduri de câte 45 de piciorușe scurte. Acum voi continua în felul următor. În corespondența primului picioruș scurt din rândul următor, voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi scoate firul despărțitor, că acum nu este necesar. Iar în următorul picioruș dublu voi înmulți, voi face două piciorușe duble. Două piciorușe duble. După care, în următorul picioruș scurt voi face un picioruș dublu. Iar în următorul voi înmulți din nou. Deci vom lucra un picioruș dublu, iar apoi va urma o înmulțire. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua pălăriuța. Am ajuns la capătul acestui rând, unde am lucrat în corespondența piciorușelor scurte. În primul un picioruș dublu, în următorul o mulțire, deci două piciorușe duble, un picioruș dublu, o mulțire, în felul acesta. Am ajuns la capătul rândului, voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi face din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și în următorul picioruș dublu voi face din nou o mulțire. Deci vom repeta practic rândul anterior. Un picioruș lucrat în mod normal, iar în următorul vom face o înmulțire. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând și vom continua. Deci, un picioruș lucrat în mod normal, iar următorul vom înmulți. Voi face acum și ultima înmulțire pe care o veți vedea dumneavoastră. Eu voi continua, vom continua singuri apoi. Acesta ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, de la începutul rândului. Vom face un număr de 3 ochiuri de lanț. Vom sări un picioruș de bază. Vom intra în următorul și vom face un picioruș scurt.
După care voi face trei ochiuri de lanț. Voi sări din nou un picioruș, voi intra în următorul și voi face un picioruș scurt. Astfel vom face această mărginuță. Deci trei ochiuri de lanț. Sărim un ochi de bază, intrăm în cel de-al doilea și facem un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând, care va fi și ultimul rând de la pălăriuța noastră. Iar rezultatul va fi acesta. Cred că se vede. Vom continua, pentru că mai avem doi pași micuți și terminăm broasca testoasă. Doi pași micuți. Știu că tutorialul este cam lung, dar și lucrul este destul de mult și de aceea durează atât de mult. Noi ne vom întâlni la capătul acestui ultim rând. Am ajuns la capătul rândului cu pălăriuța. Vom închide cu picioruș scurt aici în ultimul picioruș și voi scurta firul. Îl voi ascunde după ce închid felul acesta. Apoi voi ascunde în spate firul. Se vadă. Îl ascund cu croșetul. Dumneavoastră puteți ascunde cu acul, cum vă este mai ușor. Trag în felul în care să nu se vadă. Iar aici îl voi scurta din nou. Toate aceste bucățele de fire, așa cum vă spun întotdeauna, nu le aruncați pentru că ne vor folosi să umplem lucrările noastre. Și astfel am realizat și pălăriuța buburuzei, broaștei testoase, scuzați, bineînțeles, eu îi voi aplica o buburuză, de aceea m-am exprimat cu buburuză. Dar mai înainte de toate acestea, vom coase năsucul și vom aplica ochișorii și sprâncenele. Deci, pentru năsuc ne vom orienta în funcție de gâtul bruscuței. Și voi pune năsucul aici, în mijloc, în felul acesta. Vom coase de jur împrejur. Bineînțeles, cu acest tac este mult mai dificil de cusut, pentru că, așa cum știți, acul pentru lână nu are un vârf ascuțit, dar vom reuși să ajungem la capătul lucrării. Foarte mult sper ca dumneavoastră să vedeți bine ceea ce execut. Am schimbat, așa cum vă spuneam, modul în care am pus trafaletul și trepiedul, scuzați.
camera. Dacă aveți nedumeriri cu privire la lucrare, nu ezitați să-mi scrieți în comentariile dumneavoastră. Aștept comentarii, aștept like-uri. Dacă vă place ceea ce lucrez, mi-ar face plăcere să văd pe pagina grupului lucrare executată de dumneavoastră. Acum voi ascunde firul, voi ieși undeva unde să nu se vadă, să-i dau stabilitate în felul acesta. Voi ascunde aici, îl voi scurta. Iar acum, uitați-vă, voi aplica ochișorii. Voi aplica ochișorii cu lipiciul lichid. Îi voi fixa în modul în care să fie distanța corectă, să fie să dea un aspect plăcut. Uitați-vă, voi pune aici un pic deasupra nasului, la două puncte distanță. Voi aplica și cel de-al doilea ochișor. În felul acesta. Îl ține un pic apăsat. Iar acum voi pune sprâncenele. Așa cum vă spuneam, voi folosi acele sprâncene cumpărate din magazin. Magazinul, eu aici le găsesc la magazinele de specialitate. Ceea ce este în plus voi scurta. Voi pune și cea de-a doua. Să nu-mi tremure mâna, să reușesc să fac lucrarea cum trebuie, în felul acesta. Voi scurta și de aici ceea ce este în plus.
iar acum voi vedea modul în care voi decora un pic pălăriuța și pentru aceasta eu îi voi pune o floricică, voi da un pic de o parte bruscuță, iar aici într-o parte voi pune o floricică de culoare portocalie, asemănătoare cu dovlecherul. Iar aici, pe gâtișor, îi voi pune o buburuză pentru care veți găsi tutorial din nou pe grupul meu, pe canalul de YouTube, scuzați. Buburuza o voi aplica aici. Să se lipească repede. Buburuza este făcută din pamblică de mătase sau de seta, cum doriți să o numiți. Așa. Și uitați-vă, aceasta este lucrarea noastră. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce am realizat. Așa cum vă spuneam, la comentarii puteți scrie ceea ce nu v-a plăcut sau ceea ce nu ați înțeles. Eu sper ca totul să vă placă, ca totul să fie pe înțelesul dumneavoastră. Pentru acest moment, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș, ne vom întâlni. Sper ca doamna care m-a provocat să fie mulțumită de rezultatul lucrării și vă doresc o zi frumoasă. Așa cum spuneam, acest tutorial va fi încărcat duminică dimineață, pentru că știu că toate doamnele sunteți un pic mai libere și veți avea timp să urmăriți și această ultimă parte. Dacă din întâmplare vedeți acest tutorial sau unul dintre tutorialele mele, vă place modul meu de a lucra, modul meu de a explica, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș, Creațiuni by Tatiana. Înscrierea și tutorialele sunt gratuite, totul este gratuit, nu trebuie să plătiți nimic. Din nou, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. La revedere!